seara și bine v-am găsit! Știați că Adriana Ochișanu este fiică de croitor? Interpreta se pricepe de minune la croiel, țesături și este pasionată de paltoane. Împreună cu ea am mers să alegem cele mai actuale modele din acest sezon. Ce paltoane au făcut din ochi, aflăm din reportajul ce urmează. Paltoane nu există, crede interpreta Adriana Ochișanu. Draga mea, Iulia, eu dacă n-am vreo 20 de paltoane în garderoba mea, toate culorile, orange, albastru, verde, ganțele astea pământului, nude, bej, negru. Deci paltoanele pentru mine sunt niște piese vestimentare care nu trebuie să lipsească din dulapul meu. Un model foarte sofisticat, care scoate în evidență foarte bine statutul doamnei Ochișanu. Îmi place cum îi vine, îi vine de minune. Este unul așa elegant, pe care dumneai poate să-l poarte la diverse ocazii, culturale, mondene. Dar îmi place că este un model versatil care poate fi foarte ușor adaptat și la un alt stil. Într-adevăr, paltonul îți dă o altfel de stare. Uite, asta pe care l-ai ales acum e... Statut, nu? Da, nu te simți cumva altfel așa. Doamnă, în toată firea. Ăsta este așa un pic mai trendy, așa, și are o textură. Da, o textură foarte, foarte interesantă. Deci, alpaca, cred că e, pentru că e foarte așa moale și te zici că ești într-o blană de nurcă. Foarte plăcut la atingere și are niște elemente, este gulerul din piton, foarte frumos și gulerul, o combinație foarte îndrăzneață, pitonul cu nurca. Tici, e curios pentru mine că te văd că tu știi absolut fiecare textură, fiecare... De zăpată, de croitor, cum altfel, da, da. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost croitor, a fost cel mai bun specialist. În zona noastră, Tighina, Tiraspol, veneau toți la el să-și facă costume, paltoane și știu cam despre ce vorbesc eu acum. Chiar dacă este o provocare să porți alb în perioada rece, un palton în nuanțe deschise te va face remarcată cu siguranță. O femeie care știe să se pună în valoare, totdeauna va avea în garderobă și pe nuanța alb sau culoarea laptelui paltonaș. Asta chiar este așa de un rafinament și de o finețe și de o frumusețe. Da. Cum aș da înlături? Să mai am și în colecția mea așa un paltonaș. Doamna Ochișanu a zis că îi plac modelele care denotă lux, rafinament și cred că acest model chiar bifează aceste criterii. Foarte, foarte bine vă stă, îmi place mult. Nu vei trece neobservată purtând un palton lung cu blană. Foarte mult contează lungimea pentru că asta ne permite să purtăm sub el oricare altă piesă. Da? Pantaloni largi, lungi, cum am menționat noi mai devreme, o rochie mai lungă tricotată sau una de seară, de ce nu? Calitatea foarte mult contează, să conțină doar materiale naturale, cașmir, lână și, desigur, dacă are niște accesorii gen blană, să fie blană de calitate. Noi vin fetele blănite. Dacă nu de vulpe argintie, așa, de vulpe polar din aia albă, îmi place foarte mult. Nurca la fel îmi place foarte mult. Petrecere de Crăciun specială se află reporterul nostru Mădălina Sorokovski în această seară. Mădălina, bună seara!
Bună seara, Anișoara, bună seara, dragi telespectatori. E vineri, iar asta înseamnă că este o seară specială, o seară potrivită pentru a ne răsfăța. Ne aflăm la un eveniment fashion la care participă mai mulți designeri autohtoni. Aici este vorba despre o atmosferă de sărbătoare, atmosfera care relevă apropierea sărbătorilor de Crăciun. După cum vedeți și din decoruri, din tot ce găsim pe aici, mandarine, ținute de Revelion, ținute sparkling, vin spumant, bomboane și așa mai departe. Haideți să ne plimbăm puțin pe aici, să vedem pe cine găsim, ce colecții. Așa, scuze. Doamnele au îmbrăcat, încearcă să probeze tot felul de rochii, de costume care își doresc să le poarte posibil în noaptea dintre ani sau în general în sărbătorile care se apropie. Aici, e o mulțime, sunt multe femei frumoase aici, nu doar femei. Bună seara! Bună seara! Așa, designerii și nu doar au îmbrăcat ținute stilate. Deci ai impresia că te afli într-adevăr la o defilare, la o prezentare de modă a diferitor colecții. Așa, haideți să vedem ce ținute totuși, pentru ce ținute optează cel mai mult acum doamnele și domnișoarele. Să vedeți pe cine am surprins aici, interpreta Mariana Mihailă. Bună seara! Bună seara, bună seara! În direct suntem! Da, suntem în direct la o seară perfectă. Ce faceți? Chiar e o seară perfectă și mai ales că am venit cu stilist la acest eveniment și mi-alege ea ținutele atât de ușor, că eu nu credeam că o să port așa o bentiță, da, Corina? Sau cum da, se da, cheamă? Este un element. Lucrul total l-ați ales chiar acum, în această seară, da? Da, și această jaletă, sau cum să-i zic, da? Este, da, o vestă cu un detaliu cochet. Eu niciodată în viață nu am purtat așa jalete fără nimic. Eu știu că se poartă la cămăși. Și în anul acesta se poartă și fără cămașă și nu neapărat cu pantalonii de la set. Așa o vestă se poate asorta și la o pereche de blugi. Așa, într-un stil mai... Nu contează că e iarnă, nu contează, nu ne acoperim mâinile frumoase, îmbrăcăm un palton pe noi și ieșim în oraș. Dacă silueta ne permite, desigur că da. Ce culori se vor purta acum în 2023? Sincer, se vor purta toate culorile, în special cele contrastante, am mai zis-o mai devreme, dar și cele pastelate. Dacă le avem pe astea, să nu uităm să le includem și pe cele neutre, care ne vor permite să creăm ținute diverse, să nu fim cumva limitate în asocieri. Iar eu astăzi, știi, sunt așa tot all black, da? Deseori mă vedeți mai mult colorată, da? Și azi... altceva. Mi-a plăcut foarte mult acest costum pentru că este un costum în stil în stilul Elia, doamne, în stilul Mariani. Mariani. Da. Așa, romantic. Romantic teatral. Romantic teatral. Da. Mariana, tu ai reușit să-ți alegi o ținută deja pentru Revelion? Am mai multe. Pentru că eu, de fapt, petrecerile de Revelion început mai devreme decât data de 31 și am nevoie de mai multe ținute. Am ochit aici ceva, da? Am o ținută preferată, doar că aștept să fie creată și pe mărimea mea, că eu port XS și, dacă sincer, pantalonii ăștia un pic i-am îndoiat, așa, dar nu se vede. O să optezi pentru ceva mai sparkling, mai îndrăznet? Da, sigur, eu iubesc să epatez, cum spune Corina, îmi place sclipiciu, îmi place, știi cum se spune, ca la coțofană, tot strălucești, tot e al meu, știi? A bijuterii. Da. Așa, mulțumesc tare mult, seară frumoasă să aveți, fetelor, numai bine. Așa, deci după câte puteți observa aici, deci doamnele au luat destul de în serios sarcina evenimentului de astăzi. Unul dintre designerii care participă la acest eveniment este Georgeta Mir, designerul brandului Georget. Poate aflăm mai multe chiar de la dumneia ei. Bună seara! Bună seara! Ce e cu toată frumusețea asta? Facem o petrecere pentru clienții noștri preferați. Sunt ținute de anul nou, sunt zone de fotosesie, doamnele vin și aleg o ținută și fac fotografii pentru anul nou. Deci femeile astăzi au ocazia să fie model pentru o seară? Da, da, sunt model pentru o seară, pentru o ședință foto de Revelion. După cât ați observat, pentru ce ținute optează cel mai mult? Absolut toate, cred că îi amesti, fiecare cu gustul său. Divers, da, pe placul tuturor. Vă mulțumesc tare mult, așa, o seară frumoasă.
Așa, cam aceasta este atmosfera de aici. Să știți că noi urmează să realizăm și un reportaj care va fi difuzat în curând. O seară liniștită și un sfârșit de săptămână cât mai frumos vă doresc. Anișoara, ai legătura! Madalina, îți mulțumesc. Acum câteva săptămâni uram succes la concurs, iar astăzi putem să-l felicităm deja pe Adrian Nefter pentru că a revenit acasă cu titlul Mr. Planet. Bună seara, bine ai venit! Bună seara. Felicitări din tot sufletul! Îți mulțumesc! Să știi că e pentru prima dată când merge un model, indiferent că e feminin sau masculin, la un concurs internațional și revine acasă cu premiu mare. Eu nici nu știu cum să-mi explic asta, tu cum îți explici? Și de ce noi până acum n-am avut niciodată titluri de Miss, Mister la concursuri din astea mari? Poate am mai avut, doar că da, nu erau foarte significante să-i spun. Cred că pur și simplu am arătat că putem și am vrut să arătăm, doar că nu am avut ocazia necesară și acum am avut-o. Să știi că eu când te-ai dus tu, și nu e vorba, eram cumva sceptică, nu e vorba de tine, știi? E pentru că suntem noi, Moldova, da. Și știm cu toții povestea asta, nu știu neapărat de ce e legată. Am fost foarte surprinsă să văd acel titlu de știre în care am aflat că și-am simțit așa un sentiment de mândrie. Cum te-ai simțit tu? Clar, și eu eram foarte surprins, nu m-am așteptat nici eu, nu m-am așteptat nici măcar să ajung în acei top 10, dar mai ales să iau titlul cel mare alături de colegul meu din Georgia. Dar da, au fost niște emoții care m-au luat prin surprindere. Când am ajuns în top 3, oricum mă gândeam că voi fi al treilea, nu voi fi... Deci aveai și tu doza asta de scepticism, nu? Că vii de aici și noi suntem ales de la ales prima dată Republica Moldova, era clar că, pentru mine cel puțin, era clar că nu vom avea un titlu din primele trei măcar. Da, noi cumva așa, încercăm marea cu degetul. Da, apropo, ce e interesant la acest concurs este faptul că învingătoare sunt două țări, de fapt. Ești tu din Republica Moldova, Adrian, și Mister George, așa am înțeles. De ce? La titlul pentru că concursul dat este de talent și frumusețe. Astfel s-au făcut două titluri Grand Prix, unul fiind pentru beauty, altul fiind pentru talent. Și au fost doi câștigători la categoria Mister și două câștigători la categoria Miss. Adică a fost Emiratele Arabe cu mine la talent, Georgia și cu Bulgaria la parte de beauty. Bun, pentru că nu este un concurs foarte mediatizat, o să te rog să ne povestești puțin ce s-a întâmplat de fapt acolo, că n-am apucat să vedem, știi, la concursuri de gen Miss World sau mai vezi ce se mai întâmplă. La astea ele sunt cumva așa mai private, să le zic. Hai să ne povestești ce a trebuit să faci acolo în câte zile. Au fost câteva zile în care te-ai aflat în Georgia. Până la urmă mi-am prelungit de fapt vacanța cu mai mult, când am plus încă două zile, dar mi-a plăcut foarte mult acolo. Ce ține de partea de show, au fost mai multe probe. Prima a fost cea de interviu, am avut mare noroc, am fost primul și n-am reușit să am emoții oarecare, în care a trebuit să ne prezentăm noi ce facem în general în viață și de asemenea portofoliu ca și model. Aia a fost super simplă. Ulterior am făcut cunoștință cu toți. Georgia, în general, este o țară destul de primitoare așa și cumva în fiecare seară am avut mini-petreceri împreună, o cină cel puțin, unde mereu au fost cu chef și veselie. Așa, socializat, da? Da, exact. Dar în același timp de dimineață era foarte greu, că iarăși începeam cu alte probleme. Erau sau vorba de filmări sau la fel ieșiri în platou acolo, unde trebuia să fim mereu pregătiți. Sau un costum de seară, costum național, proba costumului de baie, tot a fost la fel făcută privată și pregătiri în fiecare zi pentru finală. Pentru că în final au fost niște coreografii mai complicate și trebuia să fim 100% impecabili acolo. Ce crezi că te-a ajutat cel mai mult? Responsabilitatea și experiența ca și model din spate. Da, și experiența ca și coreograf? Da, sau... da, clar, asta da. A contat. Asta m-a ajutat foarte mult, pentru că la un moment am devenit și foarte bun prieten cu coreograful care era de acolo și eu traduceam din rusă în engleză, pentru că eu le știam pe ambele. Da, m-a ajutat foarte mult experiența ca și model, că nu toată lumea de acolo avea o experiență atât de mare. Bun, să știi că eu am văzut o poză care mi-a atras atenția. Ții minte când ai venit înainte de concurs, ziceam noi despre faptul, tu îmi ziceai de fapt că va trebui fiecare dintre participanți să participe, să prezinte cumva portul național al țării. Tu ai ales să o faci într-un mod de foarte curios pentru mine. De ce? Pentru că n-ai îmbrăcat pur și simplu o cămașă națională bărbătească și atât o ie. Da, ți-ai pus acolo, măi, parcă erai un ciobănaș de la munte. Exact. Cine a lucrat la ținuta aia și de ce a arătat așa? Corina Hamureac. Așa? Este un designer cu care am colaborat deja de ceva timp și am decis totuși să fac o ținută reinterpretată. Uite, pentru da? Că ar fi fost cumul. Da, aceasta este ținuta.
Am încercat o ținută pur tradițională a noastră, care ar presupune o ie sau ceva de genul, dar mi s-a părut cu mult prea simplificată, adică este un port frumos, doar că eram sigur că nu va fi înțeles corect, ar fi crezut că este prea simplu. Da, da. Aici am încercat să aduc cumva din ideea de origini, de fapt și colecția se numește Origini, care vom arăta mai multe elemente. Adică am avut ce să vorbesc despre ținuta dată și chiar a fost apreciată la maxim. A atras atenția, da, cu siguranță, clar, nu? Da, da, că toată lumea se așteaptă, ei, dacă e din zona asta, Moldova, România, cu siguranță va fi o ie și cam atât. Exact. Uite că ați reușit să mergeți mai departe, pentru asta vă felicit din tot sufletul. Bun, ce se aduce ție acest titlu? Dacă e să vorbim, uite, foarte practic, ca premiu, sunt bani, sunt, nu știu, ceva material, ce vi se dă după asta? Da, este vorba de un premiu bănesc, nu este atât de mare cum ar crede cineva. Mai mult, acest concurs cred că s-a făcut pentru a deveni cât mai cunoscut și de a-l folosi cum mai dori tu. Adică fiecare îl folosește în zona sa. Poate pentru cineva nu o să-l ajute. Pentru mine personal mă va ajuta, fiind coreograf, arăt că am reușit și am oarecare competență. Și pentru mine este un CV de fapt, pentru agenția care o am și pentru clienții care i-am, de fapt. Da, am zice tu în emisiunea anterioară că contează și pentru organizarea viitoare a acestui concurs, nu? Da, exact. În momentul dat s-a văzut și s-au selectat câțiva directori naționali care vor reprezenta acest concurs în Moldova. Adică sunt responsabil în următoarele 6 luni, dacă nu greșesc, să fac în Republica Moldova concursul etapa locală. Așa. Ca să putem desemna pe cineva care va pleca acolo. Și deja vom desemna și băiat și fată. Da, da. Pentru că data asta noi am trimis doar băiat. Da, n-am reușit, da. Dar pe tine. Cum ți s-a părut partea asta feminină? Dacă tot va trebui să te ocupi și de ea la anul, sau mă rog, în următoarele luni, că la anul are loc concursul, dar până atunci au loc pregătirile. Acolo a fost foarte complicat, mai ales la partea feminină, din motivul că erau foarte multe fete. Începând de la faptul că se ceartă două prietene acolo, evident fiind atâtea țări, fiind 15 țări diferite, au fost conflicte. Au fost diferite conflicte, da, și la băieți, dar la fete s-au simțit aceste presiuni cu mult mai mult decât la noi. De ce? Așa e firea noastră a femeilor? Să fim un pic așa mai viespi? Mai... Nu cred că era vorba neapărat despre femei, cât a fost vorba de concurență. Fiecare își dorea coroana cea mai mare. La băieți nu au fost coroane, cred că din motivul ăsta nu ne-am cerut atât de mult. Nu, dar să știi că tot timpul e așa și chiar ziceam să te întreb. Tot timpul, știi că se fac și filme și glume pe seama acestor rivalități dintre misuri. Tot timpul ele își dau ghionturi și încurcă pantofii și pun diferite piedici și așa mai departe. Cum e la băieți din punctul ăsta de vedere? Sunt băieții așa mai loiali, mai ok, mai sinceri? Sau există loc și acolo de diferite? Au existat și la noi mici conflicte, doar că nu au fost din partea asta de invidie, cumva. Foarte puțin s-a simțit că eram mai distanți unul de altul, în momentul în care simțeam, în ultimele zile în special. În ultimele zile la toată lumea se vedea deja propria față și emoțiile erau mai deasupra. Au fost și între mine și cineva conflicte acolo. Bine, nu conflicte mari. Conflicte destul de mici, dar s-au simțit în ultimele zile în special, când deja toată lumea își dorește să câștige. Și legat de ce anume? Uite, dă-mi exemplu de un conflict care poate apărea între doi participanți. Bine, s-au început conflictele că noi stăteam nu singuri în hotel. Adică fiecare avea un partener. Evident că acolo apar probleme cu dormitul, cu curățenia, cu lucrurile personale. Așa, chestii din astea de rutină absolut banale. Da, care le are fiecare, da. Ce ține de concurs au fost că fiecare deja începe să-l detroneze cumva pe celălalt în fața juraților sau în fața coreografului. Noi am avut așa momente în care cineva atrage atenție că ăsta a greșit sau celălalt a ajuns prea târziu la antrenament și așa mai departe. Se vedea în special în ultimele zile astea. În același timp există și cazuri în care acolo se leagă prietenii. Da. Relații foarte frumoase și dacă nu între concurenți, cel puțin ți se deschid niște uși. Mai cunoști niște oameni, poate influenți în domeniul din care ești tu. A fost cazul tău? Da, chiar a fost, pentru că pe lângă concursul dat o să mai reprezint deja încă două concursuri internaționale foarte frumoase. Un concurs în Albania și un concurs în Turcia, Top Model of Universe, adică un concurs care la fel Republica Moldova încă nu a fost. Așa. El era directorul național al Turciei, era acolo în juriu și m-a invitat să fiu și pentru Moldova. Prietenii, da. Este vorba de Emirate, Kazahstan, Kirghizistan și Estonia. Am fost în relații super bune și chiar și până în momentul actual deja ne ducem dorul. Depinde de țară sau depinde de om? Depinde de om. De conexiunea asta, de chimie între oameni. Exact, urmă, pentru că au fost reprezentanți, spre exemplu, pentru aceeași țară, și băiat și fată, dar relațiile erau diferite. Da, interesant. În general, mi se pare că au apărut atât de multe concursuri de frumusețe, că ele sunt de frumusețe până la urma urmei, despre care noi nu știm nimic, dar acolo se întâmplă niște chestii tare faine. Bun,
Ce urmează pentru tine acum? Ai venit acasă, te așezi frumușel, te ocupi mai departe de școala ta de modeling, ce se întâmplă? De fapt lucrez acum, adică nu mă pot opri încă să încep să-mi dau seama ce s-a întâmplat, plecăm la Dubai, aveam alt proiect, ulterior când voi reveni deja, da, voi începe pe baza acestui titlu să mă promovez mai departe încât să pot atrage cât mai mulți oameni și să fie sigur în capacitățile mele profesionale. Așa, dar în Dubai ce faci? La fel plec cu modelele pentru săptămâna modei din Dubai. Fain, cu modelele de la școala ta? Da, 65 de oameni din Moldova pleacă acolo. Wow, ce fain. Și ce se va întâmpla? Vor fi defilări. Acolo nu va fi un concurs, vor fi defilări propriu-zise pentru trei designeri de ai noștri și la fel ne promovăm. Este a doua oară când deja suntem la acest show, a cincea oară în Dubai. Ți-am văzut micile talente la evenimentul nostru dedicat celor 10 ani de o seară perfectă și să știi că mă gândeam la tine și la modul în care, Doamne, dar cu copiii este extrem de frumos, dar este extrem de dificil să muncești. Da, sigur. Nu știu, trebuie să ai o răbdare și o dăruire aparte. La fel cum o au educatorii, învățătorii la școală și așa mai departe, o abordare specială. Eu mă uitam la fetițele alea extrem de dulci, care uneori, nu știu, pur și simplu încotro să o apuce. Cum reușești tu să te înțelegi și să manevrezi cumva toate situațiile? La copii m-am învățat mereu din chestia dată că nu-i poți minți, copiii așa simt. Adică, indiferent că sunt mici, copiii simt. Din motivul ăsta și profesori sunt foarte puțini care vor accepta să lucreze cu copii și care vor avea rezultate. Dar, clar, un modul de psihopedagogie te va ajuta foarte mult și, în primul rând, dăruința și talentul. Dacă vrei avea cumva din acestea, vei putea lucra cu ei și vor fi rezultate frumoase. Dacă nu sunt, adică am avut momente de genul, profesori foarte buni, talentați, profesioniști, dar nu pot lucra cu copiii. Și din motivul ăsta încerc copiii micuți să fie la mine și la colegii mei care știu că pot să fac rezultate din ei. Da. Spune-ne de ce ar trebui să-și dea un părinte copilul la o școală de modeling. De ce zic? S-a creat o impresie sau e un stereotip pe care îl cunoști cu siguranță? Da, sigur. Că modele se fac doar, trebuie să fii înaltă, slabă, frumușică, așa, nu neapărat să ai mult aici. Da. Există așa o Există, da, mai ales în Moldova, cumva toată această industrie are o pată urâtă în spate. Da, da, conotați așa mai. Da, exact, au mai fost câteva momente care, da, înțeleg oamenii care au aceste păreri proaste. De ce ar trebui un părinte să-și dea un copil sau un adolescent în general? Este vorba, cel puțin în cadrul școlii mele și agenției mele, vorbesc despre o educație. Vreau ca părinții care vin la mine să vină în primul rând pentru a oferi copilului o oarecare educație extra, care nu o poate obține poate în alte părți, cum ar fi la o școală clasică. Noi mereu am pus accentul pe acest moment, pe profesori specialiști, de asta și lucrează 15 specialiști cu ei. Nu este vorba doar de podium, de coronițe și copilul dumneavoastră este cel mai frumos. Este vorba de o disciplină, este vorba de niște experiențe care îi fac pe copii mai puternici în unele situații. Este vorba și de același stres, este vorba de aceeași concurență cum o am și eu, de situații conflictuale, de situații de prietenie și copiii ajung, cel puțin la mine în cadrul școlii, să aibă o relație mai specială și mai familiară. Noi cel puțin ne considerăm mereu o familie, nu există un moment în care noi să nu ne felicităm sau să nu ne dăm cadouri la o zi importantă. Da, e ca și un sport până la urmă. Alegi să-ți dai copilul la dans, la școală de modeling, la un sport și așa mai departe. În primul rând, face ceva. Și da, asta se fac personalități de modele. Mereu am fost de motou, personalități de modele înainte de modele. Ce interesant sună. Ce înseamnă personalitate de model? Da, exact. Este stereotipul că un model nu are neapărat o personalitate sau nu gândește prea mult, da, face doar bani și unii părinți, da, mai avut situația, au venit că vor ca copiii lor să facă bani, dar mereu le-am explicat pentru această parte, cred că nu putem conlucra, pentru că mai întâi un copil ar trebui educat încât să poată ajunge să fie evidențiat corect. Dacă copilul tău nu este educat corespunzător și părintele de asemenea, cu părinții este mai complicat de lucrat decât cu copiii, de fapt. Da, da. Și dacă nu vor înțelege toți ce presupune această meserie și disciplina din spatele ei, este de fapt foarte grea. Atunci nu aveți cum să progresați în domeniu. Mă bucur tare mult că spui lucrurile astea și că încerci să schimbi ceva în domeniul care ți-e drag până la urmă și pe care îl practici cu multă pasiune, așa că îți urez multă baftă. Îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi și pentru tot ceea ce ți s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Felicitări! Vă mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult. Ai auzit de vânătă tempura? Curios, nu? Șeful Petru Chicu a improvizat în bucătăria gusturilor și ne-a arătat o nouă capodoperă culinară. Vinete tempura cu sos de roșii și teriyaki. O rețetă care sună neobișnuit, dar se gătește extrem de ușor. Ce ingrediente a folosit și cum se gătește acest fel de mâncare, aflăm în continuare. Vânătă roșii, usturoi, parmezan și făină tempura sunt ingredientele pentru rețeta inventată de Petru Chicu în ediția de ieri a emisiunii Gusturile se discută. Fac vânăte în tempura, în cu sos din ceri. În tempura. Tempura. Da, tempura. Ceva nu se aude bine, nu? Casca. Este tempura, da. Este o făină japoneză specială pentru de a face a muia în ea și a obține cum se pune și se face și în pane, așa se face în tempura, adică acoperite cu aluată, da? Tot adică vânăta va fi în aluat coaptă prăjită. O fac la tigaie sau o fac la tigaie în ulei. Wow! Și vânăta e grasă și tu mai pui în ulei? Nu, vânăta nu e grasă. Nu e grasă, pentru mine e foarte uite, grasă. Uite, de aceea și se înmoaie în această tempură. De ce? Mm-hmm. Ca vânăta să nu absoarbe uleiul. Într-o tigaie adăugăm ulei într-o cantitate suficient de mare, astfel încât vânăta să se călească bine. Între timp, tăiem vânăta. Vânăta se taie de un centimetru. Un centimetru, vezi, da? Un centimetru. Eu prealabil sarez și condimentez vânăta, așa, totul se face pe un tocător, nu am nevoie de vas. Acum sarea puțin o să scoată umiditatea din el, da? Așa, stă puțin timp și acum mă ocup de tempura. Tempura are nevoie de apă. Este făină specială japoneză, unde face într-atât de poros clarul, adică prăjitura aceasta din făină, da? Încât pur și simplu îți savorezi în el. Adică și nu este uscat. Este... Vreau să savurez, că la vorbit știu că se pricep toți. Așa. Mai puțin la practică, știi? Așa. De ce am dat sare? Că el se dă uleacă, puțin suc, da? Ca să se lipească puțin făină de el. Apoi voi face făina, voi pune aici și voi mișca și apoi vom pune și în ulei. Adică facem faină, aici facem un aluat, o mixtură așa, specială. Da, ouă, când îl pui? Deci eu înțeleg că tu faci vânăta pane. Da. Uite, eu am vrut să-l folosesc în cazul cealaltă, dacă nu avem faină, dar eu am găsit făină, și acest aluat nu are nevoie de ou. Mm. Adică el deja are legătură destul de bună și puritate. După ce vânăta a fost trecută prin făină de grâu, se face un amestec din făină tempura cu puțină apă, iar fiecare felie de vânătă se trece prin acest amestec, ca mai apoi să le punem la prăjit. Paralel, călim roșiile pentru sos. Așa, roșiile le tăiem în patru. Poți să-i dai și ulei puțin, dacă nu se... Dacă poți să mă ajut așa. Dacă ai observat, tot timpul eu fac mâncare simplă și rapidă, unde unificat de noi nu vrea să petreacă o jumătate de zi în bucătărie, da? Noi suntem gata să... Anatol, nu vrei și tu să bagi degetele în aluat și în vânătă? Era dorința mea de la început. Un pic, nu ai? Așa. Și tu ceva în bucătăria asta odată. Mai. Aici este sos teriyaki. Așa. El o să îmbogățească și totodată vinetele, adică asta legumele. Asta am găsit la magazin, da? Da. Așa. Nu vă temis. Teriyaki, uite, este dulce. Dulce, exact. Okay. Exact. Aici a fost făcut sosul din roșii cherry, usturoi. I-am adăugat doar ceapa albă de la cozi de ceapă. Mm-hmm. Așa. Doar partea cea albă, da? Puțin i-am adăugat sos de teriyaki, anume pentru legume, că este sos teriyaki pentru carne și pentru legume chiar. Aha, așa. Trebuie să fim atenți la magazin, da? Da, așa. La market. Fac un pat. A
Aici avem nevoie de mult parmezan să punem, și anume să punem atunci când este fierbinte, ca ce să facă cașcaul. Cașcaul trebuie să se topească. Parcă-i tort. Așa, așa. Pe bune, nu? Parcă-i tort. Așa, da. Tort cu gust de usturoi. Și ceva, și ceva proaspăt, ceva fresh, da? Okay. Da? Stai că aici e o bucățică pe amare. Îi place să iei în gură din farfurică. Da, Diana e aia. Da, ce bunișorul! Așa, sare este destul, de să-i dăm niște pipier deasupra. Adică tot tu guști și tot tu îți dai notă. Băi, culmea egoismului. Da? Avem voie? Foc! Ah, mersi, ok. Seară de seară, pur și simplu consider sincer muzica o comoară. Eu sunt sigur pe mine mereu, mie-mi convine, fiindcă nu mai are cine ce să mai zică mie. Este deja o mulțime ce tot vrea ca să mă schimbe, dar ei văd că nu țin minte nici măcar 5 cuvinte. Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala. Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala. Am făcut să sară sala. Să continui, îmi place să mă chinui, e o plăcere mare, una satisfăcătoare. Știu bine că sunt capabil, curajul e admirabil. Nu stau la ceartă că n-am timp niciodată, n-o să mă schimb. Ce am zis nu contează, nu mă mai interesează, mereu am să fiu pe fază. O să vezi tot ce o să iasă, dar pentru că nu-mi pasă cine da sau nu mă las. Să vă mereu doar ce vreau, frate, eu n-am fost făcut ca să stau. Trebuie să ajung cineva în lumea, acum o să vezi cum toți o să mă sune. Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala, să sară. Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala. Am făcut să sară sala, am făcut să sară sala. Să sară, să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala. Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala. Am făcut să sară sala, am făcut să sară sala. Nu știu ce am să fac, nu am să vă fac pe plac, deci nu am de gând să tac. Mi-am făcut singur un pat, nu mai vreau să vă aud vorbele, nu vă ascult. M-am ascultat prea mult și văd că sunteți nebuni. Dar pentru că nu mai pot, nu mai am chef să mai stau iarăși din nou. Frate, tu nu știi cum e, dar mi este dor să fac chiar așa. Știi ce nu am nevoie ca să-mi spună tot de ce sunt capabil. Dau la toți peste nas și cred că am să ajung sus cel mai probabil. Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala. Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să sară, să sară sala. Am făcut să sară sala, am făcut să sară sala. Acum la o seară perfectă, bună seara, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Văd că ați mai schimbat atmosfera, adică nu ne-am mai văzut. Puțin da, mai magic, da, așa. Da, da, e și perioada în care păi cum să nu, cea mai magică perioada anului. Cum te simți și ce faci la Chișinău, în afară de faptul că ai venit pe la noi în vizită? Foarte bine, am mai venit să mai văd ce mai faceți, cum mai sunteți. Mi-a fost dor de oraș, de Chișinău, așa, mi-a fost dor să văd oamenii de aici, cum să nu.
Așa. Am venit să vă văd și pe dumneavoastră. Și ai venit să ne aduci această piesă, nu? Cum să nu? Sper că vă place. Mi-a plăcut să știi și chiar comentam astăzi în redacție, mă gândeam, zic, oare cum ai înregistrat tu piesa asta? Că seamănă așa refrenul cu o frământare de limbă, nu? A trebuit, așa când ai învățat-o, să sară, să nu sară pe undeva. Mi-a luat 2-3 încercări, da, da. Da, da? E mai greu, nițel. E greluț, dar te obișnuiești. De câte ori am cântat piesa, m-am obișnuit cu să sară, sala, da? Să sară. Da, și nu mai greșești niciodată? Acum nu mai, înainte a fost. S-a întipărit, da? Da, practic, s-a tipărit în cap, da. Dar tot, îți dai seama, la un concert așa, live să cânti și la un moment dat îți mai sare un să pe undeva sau nu mai contează, nu mai numără nimeni. Nu cred că mai numără. E faină ideea asta. Cine te-a ajutat cu textul ăsta? Nu m-a ajutat nimeni. Venisem cu ideea de la o petrecere. Eram acolo, ne distram cu toții și am văzut cum sare sala pe melodii, așa. Și m-am gândit în cap, băi, ce sare sala, și am spus că să sară sala. Mamă, e o idee super mișto de piesă. Cu cât mai mult pronunț, cu atât mai funny sună, nu știu cum uite, să sară sala, dacă o mai zicem de 10 ori, ne sare capul de la săritul sălii. Doamne, nu. Nu. Știi ce strofa aia cu... N-am reținut tot versul, dar așa e pentru critici, criticilor mei, știi cum ar veni? Da. Cui e adresată? Criticilor mei, cum... În sens că, măi, acolo, că am să fac, am să dreg, dacă nu vă place, n-ascultați. Da. Pentru că, știi ce... Da. Da. Haterilor sau cui? Sunt oameni care m-au mai criticat în muzică și toate cele și nu prea sunt așa mulțumiți că mă văd acum că urc cât mai sus în top și e așa un mesaj către ei. Așa. Sunt mulți? Și cum reacționezi? Nu sunt mulți. Nu? Sunt așa puțin, da, dar totuși a fost... Totuși și... e mai mare numărul celor care te plac, nu? Și asta contează. Sper că da, asta nu știu, depinde de voi acum. Bun, spune-mi, te rog, dacă publicul tău de aici, de la Chișinău, devine tot mai mare, te ascultă mai multă lume aici. Sau nu neapărat contorizezi? Nu contorizez neapărat, adică nu știu, dar clar, am avut un impact și aici în ultimul timp și mă bucur foarte mult că se întâmplă asta, să știu că și în Moldova și în România încep să mă aprecieze cât mai mulți. E așa... Cel puțin plăcut. Satisfăcător, să spun. Da. Uh-huh. Am observat că atunci când mergi la evenimente, la concerte în România, mergi cu o echipă de dansatoare. Astea sunt dansatoarele tale? Da. Da, sunt fetele cu care mergi tu, da? Da, și ele... le ador pe toate, sunt cele mai de treabă fete. Dar de unde sunt ele? Vă cunoaști, sunt prietenele tale. Vă pun și voi iubesc dacă vedeți asta. Așa. Cine sunt fetele? Colege sau prietene sau pur și simplu ai mers să cauți dansator și le-ai găsit pe ele? Prietene, la început nu prea, la început eram doar așa, colaboratori, dar pe urmă am început să ne înțelegem așa din ce în ce mai bine și acum vorbim zilnic, ținem legătura, suntem prieteni. Dar cât de important este să ai ceva în spate, ceva să se întâmple, să nu fii doar tu și pentru momentul tău ca artist? Mi se pare că cu... ajutor în spate cu dansatoarele, reușesc să fac o atmosferă mai accentuată, așa să spunem, mai frumoasă. Adică dau și ele un vibe în spate când dansează și eu atunci când cânt, uneori mă mai și sincronizez cu ele, mai fac și eu mișcări de dans, e super mișto. Sigur că da, arată așa, mai bogat momentul. Mai bogat, așa. Da. Bun, urmează o perioadă frumoasă și pentru tine, pentru că da, vin sărbătorile, dar tu mai și cânti de aceste sărbători, adică în ajun. Din câte am văzut pe pagina ta, am văzut un afiș, acolo urmează să ai concerte alături de Iuliana Beregoi. Da, pe 17 decembrie, concertul Colinde pentru Zâmbete, organizat de asociația Grupul Zâmbetul Nostru. Abia aștept să vină evenimentul, fiindcă voi cânta la mine în oraș și la mine în oraș sunt... cel mai știut acolo, că am și prietenii mei care mă susțin, abia aștept o să vină și ei, o să cânt acolo cu Mario Fresh, cu Iuliana Beregoi. Chiar sunt curios cum va ieși și sunt și entuziasmat. Vor veni și domnișoarele cu mine, cum să nu? Sigur că da. Trebuie să te pregătești. Ce o să cânti acolo, apropo? Colinde sau nu? Da, voi cânta două colinde. Am pregătit două proiecte, stil colinde pentru eveniment. Sunt chiar curios să văd ce părere o să aibă spectatorii. Și dacă e să vorbim de interpreții populari, care este interpretul alături de care ai vrea să urci pe scenă? Uite, din ăștia mari, așa. Internațional chiar. Internațional? Da.
Ed Sheeran mi-a plăcut. Da? Da. Mi-a plăcut, adică... Și din mic îl ascultam cu mama melodiile și îmi plăceau foarte mult și cu tata. Și încă mai are melodii care îmi plac. Îmi place că și-a schimbat stilul în ultimul timp, a început să ia mai multe riscuri. Așa, chiar aș vrea să colaborez cu el, dacă dă Dumnezeu. Ești tânără, e tot timpul în Doamne față ajută. Și cariera da, înainte, da, da. De ce nu? Da, și dacă tot ziceam despre Crăciun, colinde și așa mai departe, ce-ți dorești de la moșul? Să... Dar nu-mi zici să fie bine în lume, să fie pace, sănătate și zi ceva ce vrei. Ce... Moșul să-mi aducă o ce? Hai zic că știu că ai ceva în cap, cu siguranță ai. Nu m-am gândit la un cadou. Acum mă gândesc pe Hai loc să văd. Și acum. Cred că un microfon. Un microfon? Da, fiindcă eu acum lucrez, vreau să-mi fac propriul studio, vreau să devin independent, să nu mai dau bani pe piese, să reușesc să mi le fac singur. Așa. Și în ultimul timp reușesc, am început să mă ocup cât mai bine de beatmaking. Acum urmează de mix mastering. Și, na, trebuie să o iau iar de la zero. Și ai nevoie de un micro. Ai auzit, moșule? Eu cred că auzit. Moșule, aștept cadou. Așteptăm, da, mai e ceva până la Crăciun. Reușește moșul să le facă pe toate. Bun, între timp, din câte am înțeles, ai reușit să te filmezi și într-un film? Sau urmează? Da, am jucat într-un serial, așa? 6, cum mai mulți... cu mai mulți actori, cu Vlad Baba în primul rând, care a jucat și în Lara, cu cu Erica Moldovan. Îți fost... place? Îți place? Da, a fost super frumos. Acum s-a terminat serialul, dar va urma un film care nu mai e organizat de Vlad Baba, că el înainte organiza serialul, acum va fi organizat de Mașa, un personaj din serial. A decis să fac un film și am zis că particip cu bucurie, ne vom reuni toți cei 6 din nou, cei 6 fantastici. Așa. Abia aștept. Sunt chiar curios să văd despre ce va fi povestea, cum va continua, fiindcă oarecum a fost un cliffhanger la final pentru 6, adică s-a terminat cu toți otrăviți, din câte țin minte, și chiar nu știam, mă gândeam, de ce s-a oprit așa? Chiar sunt curios să văd cum o să continui povestea, eu încă n-am aflat despre ce e vorba. Păi așa trebuie să se încheie. În curând vor începe filmările și sunt foarte entuziasmat. Vor juca mult mai mulți actori de data asta. Va fi și un actor de-al vostru, moldovean. N-am auzit încă cine este, dar sunt foarte curios să-l cunosc. Va fi super tare. Asta se va întâmpla la anul, bănuiesc, nu? Sau da, la anul, dar la începutul anului. Va începe totul recent. Foarte recent. Bun. Se încheie un alt an, dar cum a fost pentru tine anul ăsta? Să-i pui o notă. Anul ăsta? Mi se pare că anul ăsta am reușit să îmi fac un impact mai mare ca în toți anii de când am fost lansat public, adică mi se pare că ăsta a fost cel mai bun an al meu de până acum. Au avut cele mai multe evenimente și cele mai mari în primul rând. Sunt foarte bucuros că am reușit să fac și progres cu campania Impact Stop Bullying în care mă aflu. Sunt emblema unei campanii Impact Stop Bullying organizate de Asociația ROR și mă bucur că reușim să transmitem un mesaj tuturor școlilor în legătură cu Stop Bullying, că avem curaj să spunem cu toții Stop Bullying. Fiindcă mi se pare că în ultimul timp a început să se accentueze foarte mult violența și cu această campanie reușesc și eu să-mi descarc sentimentele pe care le simt față de acest cadru de violență. Și... pe care l-ai simțit vreodată, apropo, sau nu? Nu prea mi s-au întâmplat mie cazuri de acestea. Adică mă bucur că nu am reușit să fac parte în așa ceva. Deși am mai văzut, am prieteni care au mai asistat la aceste lucruri sau chiar au și fost martori. Și mă bucur că reușesc acum să pun un picior în prag și să transmit un mesaj. Așa, și să fii și util până la urmă. Da, să fiu și util, da. Care te urmăresc, pentru că publicul tău este unul adolescent. Chiar am reușit să influențăm câțiva copii, adică majoritatea copiilor, mai ales de la noi din oraș, din Iași. Și mă bucur foarte tare acest lucru, adică mi se pare minunat. Mă bucur tare mult și eu că a fost un an prosper pentru tine. Ce-ți dorești să-ți aducă anul care vine? Nu moșul. Da, uite așa, ca obiective, ca... Apare albumul Acuș,
în ianuarie. Și primul tău album. Primul meu album, da, primul meu album. Și sper să le placă celor care vor asculta. Deci încep cu dreptul deja, dacă încep cu lansare de album, e clar. Sunt chiar curios, e primul meu album. În primul rând eu am făcut instrumentalele, versurile, linia melodică și sunt chiar curios să văd ce părere are lumea de gusturile mele muzică, fiindcă nu e inspirat de nicăieri, nu nimic, e Ianis Pavel 100%. Sunt chiar curios să văd ce o să spună cei care vor asculta albumul. Important că ai tu rodul muncii tale, știi ce o să zică lumea, da, deja asta, o să zică, lumea mereu zice ceva. Ianis, îți mulțumesc tare mult că ai trecut astăzi pe la mulțumesc noi și că îți urez multă baftă, să ai sărbători fericite și să pășești cu bine în noul an. Mersi, mersi. Iar noi continuăm. Ne aflăm în frumoasa perioadă de dinainte de Crăciun, când suntem îndemnați să facem mult bine despre o astfel de campanie. Ne spune mai multe în continuare și reporterul nostru, Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara, bună seara, dragi prieteni! Mă aflu într-un supermarket din Chișinău, iar alături am de saga lui Moș Crăciun. Să știți, dragi prieteni, că fiecare dintre noi poate deveni Moș Crăciun pentru câteva familii mai puțin fericite decât noi. The Moldova Project a organizat o campanie socială de colectare a bunurilor alimentare și de igienă pentru câteva familii din câteva localități din Moldova, dar mai multe aflăm de la una dintre coordonatorii proiectului, Iustina Rotaru. Salutare, Iustina! Salutare! Așa, văd aici de saga lui Moș Crăciun, așa o numiți voi. Da. Văd că astăzi a început campania, văd că deja s-au adunat câteva produse alimentare. Vreau să ne povestești mai multe despre această campanie. Cu ce pot cei de acasă să contribuie? Da, deci noi ne-am adunat aici în cadrul campaniei sociale Să fii Moș Crăciune Simplu. Este deja la a doua ediție. Noi lucrând în satele Republicii Moldova, suntem triști să vedem că mulți copii vor petrece anul nou și sărbătorile de iarnă flămânzi și de asta am organizat această campanie, pentru ca să colectăm produse alimentare și de igienă. Cum se întâmplă lucrurile la modul practic? Da. Deci aici avem bradul. Pe brad avem atașate pozele cu familiile beneficiare The Moldova Project și plicuri. În fiecare plic este istoria reală și unică a uneia dintre familiile cu care noi lucrăm și o listă cu produse de care ar avea nevoie. Da? Deci fiecare care poate veni, lua o scrisoare de pe braț, să facă cunoștință cu familia pentru ca să creeze o relație așa mai apropiată cu cel pe care îl va ajuta. După care să meargă să facă cumpărături și să procure ceea ce crede și dorește și are posibilitate fiecare. Apoi le punem în de saga moșului și începând cu data de 25 decembrie, în cadrul proiectului de iarnă, unde vom merge cu Moș Crăciun și cu toți prietenii lui și elfii, ca să aducem sărbătorile de iarnă și magia acestor sărbători copiilor, vom livra și aceste produse. Câte familii ați ales? Deci este vorba de toate familiile din proiectul nostru, sunt 100 și merge vorba despre aproximativ 700 de copii la care vor ajunge aceste produse. Wow! Da. Și vom fi în magazine de pe data de 9, deci de astăzi, până pe data de 18. Da, deci două magazine din capitală. Pentru mai multe informații puteți intra pe pagina voastră, da, de Facebook, da. The Moldova Project, și acolo găsiți adresele cu supermarketurile unde puteți veni să faceți cumpărături și să dăruiți cele necesare celor 700 de copii, da, din care participă la această campanie. Foarte frumos! Așa, cine este echipa voastră? Că văd multe aici fete. Da, deci suntem aici cu voluntari, o să fim în fiecare zi cu voluntarii. Este o muncă grea și dificilă să stai în picioare, să informezi, uneori este frig, dar noi suntem foarte motivați. Ne dorim ca copiii să primească de sărbători aceste zâmbete și noi credem că fiecare copil merită ca să simtă sărbătorile de iarnă și de fapt nu doar sărbătorile, pentru că asta este despre toată perioada anului și noi suntem mereu alături de ei. Aveți nevoie și de voluntari? Noi avem deja o echipă de voluntari pe care am recrutat-o înainte de campanie, dar da, voluntarii sunt bineveniți mereu.
Deci cei care doresc să facă faptă bună în ajunul sărbătorilor de iarnă sunt bineveniți și în calitate de voluntar și cu daruri pentru familiile despre care am vorbit mai devreme. Eu îți mulțumesc foarte mult, Iustina, faceți o treabă tare frumoasă. Mulțumim mult, noi vă invităm să urmăriți progresul și succesele campaniei pe pagina noastră oficială de Facebook The Moldova Project. Vă mulțumim din suflet pentru contribuția și donațiile pe care le faceți. Într-adevăr, vor avea un impact enorm. Și vă dorim sărbători fericite și ca să vi se întoarcă în mit tuturor celor care contribuie la această cauză nobilă. Așa să fie. Pe cei de acasă îi salut cu drag, Anișoara, Alegătura. Atât pentru astăzi, dar și pentru această săptămână. Ne revedem luni la aceeași oră. Eu vă doresc o seară perfectă și un weekend frumos. La revedere!